Este informația momentului în România. Nicolae Ciucă a făcut anunțul personal: Avem șanse reale. Premierul Nicolae Ciucă a transmis recent că există șanse reale ca în perioada următoare să fie clarificate aspectele tehnice ale cererii de plată cu numărul 2 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit premierului, există șanse reale ca aspectele tehnice ale cererii de plată cu numărul 2 din PNRR să fie clarifice în perioada imediat următoare. Avem șanse reale ca în perioada imediat următoare să clarificăm aspectele tehnice și să finalizăm ceea ce ne-am asumat. Astfel încât să putem să beneficiem de finanțare pe cererea de plată cu numărul 2, a declarat Nicolae Ciucă. A treia cerere de plată va fi trimisă până în luna iulie. De asemenea, acesta a afirmat că cererea 3 va fi trimisă până în luna iulie. Legat de cererea de plată numărul 2, am avut discuții la nivelul ministerelor de linie, împreună cu secretarul general, cu specialiști. Cu reprezentanții Comisiei Europene. Avem șanse reale ca în perioada imediat următoare să clarificăm aspectele tehnice și să finalizăm ceea ce ne-am asumat. Astfel încât să putem să beneficiem de finanțare pe cererea de plată cu numărul 2, a mai spus Nicolae Ciucă. Premierul a precizat că în același timp autoritățile vor continua îndeplinirea jaloanelor și vor asuma îndeplinirea jaloanelor pentru cererea de plată numărul 3 din PNRR, care va fi înaintată la Comisie Europene numai târziu de finele primului semestru al acestui an.